Șomu Sfălticeni s-a desprins la 6 puncte în fruntea clasamentului Ligia 4 la finalul etapei a 18-a. Trupa antrenată de Radu Anania a câștigat la Pojoruta cu scorul de 2-1 prin golurile lui Lelcu și Padovei. În schimb, cea de-a doua clasată, Progresul Frătăuții Vechi, a pierdut pe teren propriu partida cu Siretul Dolhasca cu scorul de 2-1 prin golurile marcate de Beclea și Gherasim. Viitorul Liteni a trecut pe teren propriu cu 4-0 de Recolta Fântânele prin reușitele lui Bijec, Velescu, Maftei și Fomin. Tot cu 4-0 s-a impus și juniorul Suceava pe stadionul din Ițcani, în fața stejarului Cașvana, prin golurile semnate de Cutaș, Solovăstru, Amărioare și Hânțescu. Foresta 2 Omnia a reușit scorul etapei 6-0 pe terenul sintetic de la LPS, în fața Moldovei Trăgușeni, la finalul unui meci decis de golurile lui Scutariu 4, Buliga și Depa. Zimbrul Siret a câștigat pe teren propriu cu 4-1 în fața Șomuzului Preotești, într-un meci în care portarul gazdelor, Lucian Bejenariu, a apărat două penaltiuri, iar Victoria Patra Moldovei s-a impus la Gura Humorului cu 1-2.